inteligența artificială poate folosi imagini de dumneavoastră când ați transmis emoție, când ați spus ceva și le poate monta în așa fel încât să transmită un mesaj pe care dumneavoastră nu l-ați transmis. Neinventând imaginea, neinventând sunetul, folosind imaginea noastră, sunetul, vocea dumneavoastră, dar dintr-un alt context. Aici este, asta mi se pare foarte periculos și mi se pare că se întâmplă deja, greșesc. Exact, se întâmplă din păcate acest lucru și acest proiect de lege își propune să reglementeze cumva într-o primă etapă utilizarea acestui conținut de audio video care prezintă o realitate altfel decât o știm noi, încercând să pună niște bariere, în așa fel încât cel care creează un conținut fabricat să nu mă manipuleze, să-l poată folosi pentru divertisment. Nu e niciun fel de problemă dacă pentru divertisment folosim imagini, cu condiția ca cel care, spre exemplu, dacă o imagine este folosită, să știe acest lucru. Și aici vorbim în materie de audio-video de foarte multe drepturi de autor.